ceartă și bătaie în plin trafic. Mai mulți șoferi s-au luat la pumn pe o stradă din Chișinău. Totul a avut loc pe 13 mai la intersecția dintre Bulevardul Dacia și Strada Independenței din sectorul Botanica. Din imaginile surprinse de către martorii oculari care au plasat imaginile pe o rețea de socializare, se văd cel puțin 6 bărbați care se băteau în plină stradă. Internauții scriu în comentarii că totul ar fi început după ce un taximetrist s-ar fi oprit la trecere de pietoni, iar din spate a fost tamponat de un alt șofer. Ulterior, conducătorul taxiului, enervat, a ieșit din mașină cu un ciocan în mână, fapt ce a provocat toată bătaia. La scurt timp și alți șoferi au intervenit, cel mai probabil pentru a calma spiritele. Din această cauză, în zonă s-au format ambuteiaje. Deocamdată nu se cunoaște dacă poliția a fost sesizată.